Stimați-mă, prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun Hristos a înviat. Vă mulțumim că ați ales și în seara aceasta să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Suntem încă în perioada de după învierea nașterii Domnului, a sărbătorii Paștelui, așa cum o numim noi. Și în seara aceasta am hotărât împreună cu invitatul nostru, care este o persoană deosebită și am să vă prezint imediat, să discutăm despre depresie. Vom vorbi despre cauze, efecte și de asemenea despre remedii, așa că probabil deja ați intuit invitatul din seara aceasta. De fapt este o doamnă deosebită, doamna doctor Ioana Istratoaie, este medic, psihiatru, psihoterapeut și, bineînțeles, o viitoare mămică. Ioana, bine ai revenit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Mă bucur să putem continua seria de emisiuni pe care am anunțat-o cu ceva vreme în urmă. Seria aceasta pe teme legate de problemele stringente ale ființei umane, cele legate de suflet, cele legate de minte, cele legate de creier, cele legate de sistemul nervos. Lucrăm împreună, așa cum anunțam și la prima noastră emisiune, emisiune pe care am făcut-o împreună cu soțul tău, cu Bogdan. Cu siguranță îl vom mai avea și pe el împreună cu tine, dar în seara aceasta vom continua să ne uităm puțin la problemele acestea destul de complexe, uneori poate greu de depistat, a spune uneori invizibile sau foarte bine ascunse, hai să spunem așa, de către cei din jurul nostru. Și am ales subiectul depresiei. Ioana, ești o persoană care de-a lungul carierei, să spunem, încă din anii studenției, te-ai întâlnit cu foarte multe cazuri. Aici în România, dar foarte mult acolo unde ești tu, în Austria, în cazurile pe care le-ai văzut față în față, pe care le-ai analizat, le-ai studiat și pe care ai încercat să la care ai încercat să intervii. E o temă destul de dificilă și poate mulți dintre noi nu știm exact cum să o definim. Cred că aici este începutul problemei. Hai să vedem cum ar trebui să înțelegem problema aceasta, ce este depresia și cum o definiți voi medicii din punct de vedere științific, să zic așa. Da, asta e cel mai important lucru, să o definim, pentru că cred că mulți oameni folosesc așa destul de ușor termenul ăsta și zice, azi mă simt depresiv, azi sunt în depresie. Și de fapt sunt niște criterii foarte clare și niște definiții pe care au fost stabilite de un comitet foarte mare științific. Deci nu e oricum dat un diagnostic și important e de știut că poate cei care ascultă zic, uite, eu nu am sau nu o să am niciodată, dar e important de știut că pentru acești oameni că totuși în jurul lor s-ar putea să fie cineva care este afectat de depresie și poate are nevoie de ajutor și de înțelegerea persoanei respective care este în imediata vecinătate. Pentru că unul din patru persoane, asta e statistica mondială, unul din patru persoane va avea odată în viață un episod de o tulburare psihică. Ceea ce e destul de mult, unul din patru, când ne gândim când mergem la biserică sau în comunități foarte mari la lucru, te gândești unul din patru, ok, deci din colegii mei, unul dintre ei sau eu, voi fi afectat de o boală, de o tulburare psihică. Și cea mai frecventă este depresia. Cam 20% din oameni vor face cândva un episod depresiv în viață. Iar e destul de mare statistica dacă ne gândim 20%. Depresia este o tulburare afectivă, ca să o definesc acum, și ține minim 2 săptămâni în fiecare zi cu următoarele simptome. Deci are 2 categorii de simptome, principale și secundare. Și trebuie să ai 3 din cele 3 principale, din simptomele cele 3 principale, trebuie să ai minim 2, adică o stare depresivă sau lipsa de interes și de bucurie, sau lipsă de motivație și fatigabilitate, adică această tendință de oboseală. Deci trebuie să ai 2 din astea 3 și una sau mai multe din simptomele secundare, care sunt scăderea încrederii în sine, a valorii de sine,
sentimente de vinovăție, reproșuri, gânduri la moarte, suicid, concentrare scăzută, nehotărâre, adică ia foarte greu o decizie persoana respectivă care are simptomul, care are depresie, adică este unul din simptome, din simptomele secundare să fii, să ai această nehotărâre. Ceea ce mulți nu înțeleg și văd că irită pe foarte mulți oameni când văd un om depresiv că nu poate să ia decizii, dar chiar nu este într-o stare în care poate să ia o decizie. E o stare, poate să apară o stare de agitație sau invers, letargie, adică apatie, adică e foarte inactiv. Poate să apară tulburări de somn, adică cu trezire foarte devreme de dimineață, de pe la 4 dimineața de obicei se trezesc oamenii care au depresie și nu mai pot adormi la loc sau se trezesc de mai multe ori în timpul nopții sau nu reușesc să adoarmă. Sau au o stare de hipersomnie, adică dorm enorm de mult, adică dacă înainte dormeau 7 ore, acum dorm 10 ore. Și apar și tulburări de apetit. Fie crește apetitul, fie scade și no, atunci poate să scadă și greutatea sau să scadă sau să crească în greutate persoana respectivă. Și depresia a fost împărțită într-un episod ușor, mediu și sever sau major. La episoadele medii apar și simptome în corp, adică somatice le numim, și la cea majoră, la severă, apar uneori chiar aceste elemente psihotice le numim, adică ca în schizofrenie asemănător, doar că sunt diferite aceste idei pe care le dezvoltă cineva într-o depresie care are și suprapus o psihoză. De exemplu, am avut o pacientă, trecea printr-un divorț și a fost foarte, foarte multe luni procesul ăsta de divorț în care ea a devenit tot mai depresivă, tot mai afundată în gânduri negative, până când în spirala asta de gânduri negative a început să-și închipuie lucruri care îi se întâmplă. Și a început să creadă, de exemplu, ne povestea că părinții ei sunt implicați într-o rețea de pornografie de copii. Și a început tot timpul să caute poliția, să caute dovezi și nu erau. Și ea era pur și simplu într-o fază de episod de depresie majoră cu elemente psihotice, pentru că a început să creadă lucruri care nu corespundeau realității. Și era de cam 8 luni. Ioana, haideți, foarte, foarte, foarte important ceea ce zici. Deci există o fază extremă care se cheamă psihoză, da? Da. Dar înainte de a vorbi despre faza aceasta extremă, vreau puțin să vorbim tot așa la faza aceasta de identificare, pentru că vreau să înțelegem bine. Cu ce se mai poate confunda? Că, exact. De multe ori toți avem zile proaste, nu există om să n-aibă o zi în care, sau mai multe zile în care, și totul să nu fie depresie. Cu ce se mai confundă ea? Apropo de diagnosticare, că așa în limbajul comun toți zicem, azi am o zi proastă, intru în depresie. Da, poate nu e chiar așa. Și oamenii confundă, ba exagerează prea mult când nu e o problemă sau, din potrivă, minimizează când e o problemă, știi? Da. Da, deci de confundat, eu zic că oricum numai depresia în fază ușoară poți să zici că o confunzi, pentru că cea medie și severă, cum am zis, au simptome deja în corp sau poate să o dea și într-o psihoză, dar în faza ușoară poți să o confunzi cu un diagnostic, e tot din categoria asta de diagnostice psihiatrice, se numește reacție la stres sever și tulburare de adaptare. Dar asta apare totdeauna imediat după un eveniment. Adică ai o cauză, s-a întâmplat un lucru și imediat ai început să ai simptome de depresie, dar sunt mult mai ușoare, nu sunt toate pe care le-am enumerat. Adică nu o să zică nimeni că am 10 simptome din lista asta. O să aibă 2, 3, poate 4, dar o să fie din cele secundare și nu o să fie din cele principale. Și din cauza asta nu primezi diagnosticul de depresie. Pentru că, în primul rând, această reacție la stres sever și tulburare de adaptare nu ține mai mult de o lună și trece de la sine și nu necesită tratament.
Deci niciodată, adică foarte, foarte puține cazuri sunt când un medic psihiatru a decis în astfel de cazuri să dea un tratament și de obicei era un tratament ușor, numai de somn, să zicem, sau ceva pe bază naturistă, sau suplimentau cu carențele de vitamină și de minerale, pentru că apare și pe acest fond. Dar nu este un diagnostic de depresie și asta o avem foarte mulți dintre noi. Și nu ne dăm seama că ne revenim destul de repede, adică are loc evenimentul și după aia îți revin următoarea lună după acel eveniment. Deci nu durează foarte mult și nu e de intensitatea unei depresii. Și, deci nu îndeplinește criteriile și nici nu necesită tratament asta. Deci cel mai ușor este să te duci la un psihoterapeut, să duci să cu porți niște discuții despre problema care ți-a cauzat reacția asta, dar nu necesită tratament. Și aici cred că foarte mulți confundă și zic că am stare de depresie, dar de fapt cauza e oricum cunoscută, e un eveniment, s-a întâmplat și apoi este normal să reacționezi uneori și cu tristețe și cu durere la anumite evenimente. Și atunci, dar astea sunt reacții normale, astea nu necesită un tratament. Și în plus de asta, deci am zis, durează o lună, cam o lună de zile, o stare așa subdepresivă, un numim noi, adică nu împlinește criteriile unei depresii, este sub o depresie. Și, dar o depresie fără tratament, dacă ar fi să dureze, ar ține între 6 și 12 luni. Deci această reacție la stres ține până într-o lună, o depresie ține între 6 și 12 luni, adică e ceva mult mai intens, mult mai puternic. Și o depresie la fel apare în cicluri, se repetă odată la 4-5 ani. Deci la fel, asta, reacția asta nu s-ar repeta, ar fi evenimentul, reacția. La depresie, două treimi își revin complet cu tratament, 50-80% au recidivă, 10% se cronicizează, adică rămân cu simptomele de depresie mult timp, și 10% din păcate au și tentative de suicid, iar unii chiar reușesc. Deci cam asta este statistica, ca să zic așa, a depresiei și evoluția depresiei. Dar pentru o reacție la stres nu se iau în considerare toate, deci nu apar deloc criteriile depresiei, sunt foarte, foarte mici și apar imediat după acel eveniment. Așa, de exemplu, după un război sau primele diagnostice, astea sunt reacții la stres sever, când îi vezi pe oameni triști, dar este ceva normal prima dată. Dacă se cronicizează, dacă începe să persiste acel simptom și apar tot mai multe, atunci noi ne punem problema că trebuie investigații mai multe. De exemplu, și la noi, când vine un pacient pentru prima dată cu episod depresiv mediu sau sever, facem un remene de cap. Pentru că o să povestesc de ce anume, de fapt, facem. Dar noi facem investigații când știm sigur că este vorba de o depresie. Deci nu când e doar o reacție la un anumit stres. Și pentru că spuneai de burnout, e tot un diagnostic diferențial, adică facem diferență între depresie și burnout, pentru că cred că mulți tot așa confundă depresia cu burnout-ul, care de fapt nu este o tulburare cu diagnostic, ci se numește factor de influențare a sănătății. Și cauza sunt de obicei condițiile de muncă, presiune, stres emoțional, comunicare deficitară, fie în familie, fie la lucru. Și se manifestă sub formă de tensiune, oboseală, iritabilitate și are ca efect apoi distanțarea emoțională față de oamenii din jur, retragere socială, cinism, rigiditate. Și apare la oameni des care își pun țeluri înalte, au tendința să vadă să nu să vadă efortul suplimentar pe care îl fac, își subestimează timpul alocat acelei munci și supraestimează perspectiva succesului. Deci au impresia că o să am succes dacă pun mult mai multe ore de lucru, dacă pun mult mai mult suflet în ceea ce fac. Deci sunt oameni chiar foarte muncitori, și ambițioși care ajung, din păcate, în burnout, pentru că apare cu timpul oboseală emoțională și scade randamentul. Dar, iar, asta nu este depresie. Asta a fost numită burnout, dar
nici măcar nu este în categoria de diagnostice F, care sunt cele de depresie, apare undeva la Z, care nu, deci nu sunt factori care influențează sănătatea, nu sunt, nu este un diagnostic. A fost un mare hype, așa, o mare nebunie acum vreo 40 de ani, povestea șeful nostru, în care toată lumea venea la spital și pleca cu diagnosticul aproape de burnout și le plăcea, pentru că erau scutiți de muncă, aveai anumite zile de concedii, adică îți primeai din start 14 zile sau chestii de genul. Deci a fost un diagnostic foarte iubit și mai ales că nimănui nu-i plăcea ideea de să aibă depresie. Preferau să zic că am un burnout, că pentru mulți, de fapt, a fost depresia. Nu a fost toată lumea cu burnout. Deci unii aveau chiar burnout, dar alții aveau, de fapt, o depresie, dar era încă ascunsă, ca să zic așa. Nu era încă o depresie care, da. Vreau să spun, Ioana, că la nivelul companiilor, se ține, cel puțin la cele americane, se ține foarte mult cont de zilele de concediu și compania te verifică dacă ți-ai concediu, dacă ai cumva, te să ai cel puțin 10 zile sau, hai să zicem, 14 zile cu duminici, da, cu sâmbete, duminici, la rând. Deci nu ți se permite să nu ți-ai concediu. Dacă nu ți-ai tu, ți-ți dau ei obligatoriu, adică tocmai pentru a evita, ei spun un fel de well-being, știți, o stare din aceasta de odihnă, tocmai pentru a nu ajunge în stările acestea și, bineînțeles, care netratate pot duce și la alte afecțiuni. Și întrebarea mea pe care vreau să o ți-o pun este următoarea. Care sunt cei, poate sunt așa, persoanele cel mai predispuse să fie afectate? Contează de mediul în care trăim sau ne naștem, trăim, da, creștem. Poate contează de cercul de prieteni sau de singurătate. Luăm și faza aceasta. Apropo de idealuri sau știu eu, de lucruri care ne le dorim și poate nu le putem obține niciodată. Știi că omul își dorește, asta trebuie să fim sinceri cu noi înșine. De multe ori suntem nefericiți că poate unii au mai mulți decât noi sau obțin mai repede și noi nu avem. Trăim odată cu o nemulțumire din asta, să spunem, cronică, da? Și la un moment dat asta se sedimentează acolo și... Deci, așa, dar tu cam uitându-te la înși ca medic, dar și în jurul tău, care sunt, să spunem așa, ce, poate cei mai importanți factori care ar putea duce oamenii, poate cei mai predispuși să, sau, nu știu, bănuiesc că oamenii care râd toată ziua și fac glume și sunt mă puși pe poante, poate nu ajung în depresie, știi? Zic eu, poate cei mai glumeți așa. Sau poate mă înșel, nu știu. Deci tu mă întrebi de fapt de oamenii la risc pentru burnout sau depresie? Pentru că e diferit totuși. Nu, pentru depresie. Pentru burnout am înțeles. Ăștia, toți cei care muncesc foarte mult. Da, plus mai e o categorie persoane narcisiste. E interesant asta, dar sunt multe studii care arată că persoanele narcisiste ajung și la burnout. Și mie asta mi se pare interesant pentru că eu cred, adică din ce... Am citit eu ca și credincioasă din Biblie, pentru că e un pasaj care zice, n-am făcut noi, Doamne, cu tare și cu tare lucru în numele Tău și enumer acolo și zice, plecați de mine pentru că nu vă cunosc. Și aici e foarte important lucrul ăsta, că eu cred că sunt mulți oameni care fac multe lucruri cu o motivație greșită. Și poți să ajungi în burnout pentru că ai o personalitate din asta narcisistică care, da, care... o să se jertfească, dar doar aparent și o să facă lucrurile în numele Domnului, dar nu cu o inimă adevărat, cu adevărat a lui Dumnezeu. Auzi, și mai rău e, poate, dacă tot intrăm în zona asta spirituală, e și e grav ceea ce zici tu, deci e doare rău de tot, să știi. Fără o inimă de slujire, o inimă, faci o jertfă, clar, faci un efort, face o faptă, dar fără inima aceea pe care o vrea Dumnezeu. Știi că Dumnezeu apreciază foarte mult ascultarea și decât orice altă jertfă pe care omul, orice sacrificiu pe care îl face ființa umană, Dumnezeu mai mult apreciază ascultarea și mai mult atunci când te cheamă El. Sunt mulți oameni care se avântă tot felul de lucruri, dar fără să fie chemați. Știi că unii vor să facă ei ceva ca așa simte ei că trebuie să facă, dar trebuie foarte atent, cel puțin în slujire, ca să fie chemarea lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu te va chema să faci asta,
Deci, face, să știți că orice slujitor, și eu îmi pun întrebarea asta, sunt foarte sincer astăzi cu tine și spun că orice îmi pun întrebarea, băi, dacă e chemare, eu știu că și simt asta, că Dumnezeu m-a chemat să fac ceea ce fac, dar efortul, jertfa, tot ce se întâmplă aici, care necesită anumite resurse, epuizare fizică, timp, da? La un moment dat zici, bă, dacă cumva o fac din propria mea inițiativă și nu e chemat. Și câteodată am trecut prin faza asta chiar anul trecut. Asta, apropo, dacă sunt eu, spun o mărturie acum, da? Am trecut prin faza în care am cerut o reconfirmare din partea lui Dumnezeu. Adică am zis, bă, închid. Fără glumă, dacă nu e de la Dumnezeu, asta după 6 ani de, aproape 7 ani, da? Vreau să văd că, într-adevăr, lujirea este și Dumnezeu și lui va confirma întotdeauna chemarea, dacă e chemarea de la El, să știi. Nu te lasă să o... Sau cel puțin dacă asculti, nu te lasă să o razna. Sau dacă ești prea căpos și prea neascultător, la un moment dat Dumnezeu chiar te poate lăsa să o iei cum vrei tu, așa cum te duce capul. Da, că exact cum zice Biblia, la un moment dat te lasă în voia minții, lasă în voia minților blestemate, dacă chiar fac. Și are, o să revin asupra temei astea, pentru că e foarte importantă, pentru că și depresia are o anumită legătură cu aceste lucruri, cu decizii pe care le luăm, cu lucruri pe care le facem și care nu sunt nici în concurență cu voia lui Dumnezeu, dar nici uneori sunt chiar în antiteză cu ceea ce ne dorim noi. Adică facem lucruri care nici măcar nu am vrea să le facem. Și pe aia ne mirăm că avem consecințe de tras din asta. Dar să revin la întrebarea ta despre cauze, pentru că cred că asta a fost acum, de fapt, așa, cine e la risc, adică cauzele, practic, exact, ale depresiei. Da. Cum îți povesteam, vreau să expun acest model multifactorial, deci mulți factori care duc la depresie, adică psiho socio-spiritual. Așa este modelul care este recunoscut de către Asociația Mondială a Psihiatriei și Asociația Europeană. Cea canadiană, de exemplu, o neagă complet, pentru că ei nu vor să lase partea spirituală și știu de la mulți medici psihiatri creștini din Canada că au problema asta, n-au voie să abordeze partea spirituală în discuțiile cu pacienții. Ceea ce înseamnă să negi o grămadă de studii care s-au făcut și pe efectul și cauzele spirituale ale în depresie, dar și efectele spirituale, adică până la ruptura în relație cu Dumnezeu. Și asta nu e ok ce face Canada și multe alte țări, dar America, Europa momentan, din câte știu, le au ca oficial și mai ales World Psychiatric Association, ei recunosc asta. Și ce spune acest model biopsihosocial? Spune că există o cauză biologică în depresie și o să explic și partea biblică, vederea biblică asupra a părții acestea biologice. De fapt, la fiecare o să expun și partea biblică. Pentru că noi eram într-o relație armonioasă cu natura biologică înainte de căderea în păcat. În Geneza, în capitolul 1, versetul 29 și în capitolul 2, versetul 9, e descris acolo relația noastră armonioasă cu natura. Apare căderea în păcat și se distruge armonia și ce apare? Durerea și moartea. Și e foarte interesant că astea sunt descrise în Geneza 3, cu toții le știm, care am citit Biblia, dar acolo e clar că odată cu moarte și durere vine boală. Și au venit odată cu moartea și durerea atât bolile fizice cât și cele psihice. Au venit odată la pachet, pentru că noi venim la pachet, trup, minte, suflet. Și un lucru foarte interesant e că Dumnezeu e clar că nu ne-a conceput pentru așa ceva, pentru o cădere în păcat, neapărat. Argumentul pe care eu mi l-am luat așa din ce citeam e că Dumnezeu ne-a creat cu foarte mult, de exemplu, în piele, cu receptori. Cu receptori de durere, de durere, vreau să zic, de cald, de rece, de vibrație, de presiune. Și e interesant că nu a creat un receptor de durere în piele. Sunt terminații nervoase libere, adică nu e receptor specific. Ceea ce înseamnă că abia după căderea în păcat, noi am
început să simțim durerea și a apărut durerea, dar nu a fost de la momentul creației gândit corpul nostru pentru durere. Și asta mi s-a părut foarte interesant, asta din studiu, am citit o carte a unui medic creștin și el povestea lucrurile astea, că sunt niște argumente foarte interesante despre durere când ne uităm la ele, când ne uităm la corpul uman, cum a fost conceput. Dar genetica arată că noi, după căderea în păcat, am moștenit tot felul de gene, se moștenesc de la părinți. Luăm diferite boli după noi, luăm diferite predispoziții, adică șansa de a face o anumită boală. Și depresia este una dintre ele. Are și o parte genetică. Vestea bună e că există epigenetica, adică nu toate genele se vor activa de boli, ci în funcție de stilul tău de viață și de cum te vei raporta tu la evenimentele majore din viață, în funcție de asta, tu vei putea dezvolta sau nu o boală, o anumită boală, atât fizică cât și psihică. Apoi este și ce se spune despre dezechilibrul ăsta al neurotransmițătorilor cu dopamina, adrenalină, histamină, serotonină. Deci au loc și aceste dezechilibre. Și iară sunt foarte, foarte multe studii și dovezi că are loc un dezechilibru în creier, ceea ce necesită o suplimentare pentru, în anumite cazuri, exact cum am zis, depresia medie și severă. Și unul din exemplele foarte cunoscute și clar identificate e depresia postpartum. Depresia postpartală, acolo au loc în 72 de ore scad toți hormonii din creierul tău ca femeie și în 72 de ore te trezești de la un nivel foarte mare de estrogen și progesteron la cel inițial dinainte și scăderea asta duce la dezechilibre și dezechilibrul duce la depresie, că de asta una din 7 femei trece printr-o depresie postpartală. Dar nu e necesar totdeauna de tratament, este o depresie care apare foarte frecvent. Apoi mai sunt tulburările astea neuroendocrine, sunt foarte, foarte multe, nu avem timp să le enumerăm. Tulburări de somn de fază REM, asta se ocupă soțul meu care e neurolog și foarte des diagnostichează astfel de tulburări de somn de o anumită fază REM, așa se numește faza asta de somn, care dacă e tulburată duce la depresie. La fel, mai e ca și cauză neuroinflamația. Foarte mult s-au făcut studii, mai ales în ultimii ani, și au descoperit că depresia are ca fond o inflamație a creierului, adică cresc și dacă și facem analizele la foarte, foarte mulți pacienți și vedem cum cresc marcării inflamatori din sânge și nu numai, uneori chiar și cei care trec de bariera hematoencefalică și ajung în creier și deci se pot dovedi lucrurile astea că are o legătură și cu inflamația. Și dacă tu ai o boală, să zicem, autoimună sau anumite boli inflamatorii în corp, cum e COVID-ul, foarte Da. mulți fac după COVID depresii. Avem foarte, foarte mulți. Deci asta chiar a crescut exponențial după ce a început pandemia, pentru că o infecție se poate duce și în creier și să dea de aceste simptome de depresie. Carențe de minerale, vitamine. La fel, dacă îți dozezi zincul, seleniu, vitamina D, foarte multe lucruri sau foarte multe din aceste minerale și vitamine au fost studiate și au descoperit că anumite carențe duce la depresie și e și normal, are loc un dezechilibru în corpul tău odată ce nu ai ceva ce îi trebuie corpului. Și boli, cum sunt Parkinson, epilepsie, AVC-uri, deci accidentele vasculare cerebrale, cele mai multe, asta totdeauna vede soțul meu, vede un AVC și totdeauna îi externează și îi trimite la noi la psihiatrie pentru că au depresie după un accident vascular cerebral. Morbus Cushing, hipotiroidismul, foarte frecvent în populație, mai ales în România, cancerul de pancreas, infecțiile cu HIV, la fel, duc la depresie. Alzheimer-ul, deci demența Alzheimer, foarte des debutează chiar cu o depresie. În primii ani, așa pe la 50-60 de ani, vezi că începe depresia și mai târziu abia apar simptomele demenței. Dar e deja un semn că dacă a venit pe la vârsta aceea, dacă începe pentru prima dată o depresie,
ne gândim că urmează în următorii ani, probabil 10 ani, cam așa se zice, momentan, așa zic studiile, că ar urma o demență. Și medicamente pe care le luăm poate să dea depresie. Antihipertensivele pe care le ia, nu știu câtă lume, dar Foarte mult. cred că le ia unul din doi români. Nu știu, așa e Da. impresia. Astea dau o depresie și chiar am avut o psihologă care a luat, primise de o psihologă de la noi, de pe secție, primise tratamentul ăsta și ne-a zis, zice, măi, am luat cea mai mică doză și am simțit cum mă ia depresia după, în zilele de după, fără să citească prospectul neapărat de la medicament. Deci a simțit și pe aia a citit și a văzut că era una din reacțiile adverse. Apoi să iei glucocorticoizi, corticoizii care iară se dau la o grămadă de inflamații. Asta face depresie la foarte, foarte multă lume. Foarte multă lume. Tratamentele cu interferon, deci care scad imunitatea, care luptă cu imunitatea, la fel, dau depresie. Tratamentele anticancer, la fel, dau depresie. Deci asta este reacția adversă a tratamentului respectiv. Și atunci nu poți să spui că un om are depresie pentru că, ci sunt un cumul de factori. Până la urmă, are și cancer, e supărat că are și cancer și mai primește și tratamentul care îi dă depresie. Apoi, atunci, clar, crește riscul și e normal să și aibă atunci o depresie, să îl vezi cu clinica unei depresii. Da, și asta e, ca să zic, partea biologică. Deci, aici sunt lucruri care nu le poți influența foarte mult. Și din cauza asta e foarte important ca oamenii să înțeleagă, mai ales în lumea creștină, că există această componentă biologică și că suntem un tot, că corpul de nostru depinde de capul, de psihicul nostru și invers. Deci suntem un întreg. Și nu poți să spui că omul respectiv este depresiv pentru că și să zici un păcat și zici că asta este relația. Are depresie pentru că nu e destul de credincios. Și de fapt omul e cu cancer și primește și tratamentul ăsta care îi face simptomele de depresie care le cauzează. Apoi mai sunt factorii ăștia, cauzele psihosociale. La fel, în Biblie noi citim că la început era o relație armonioasă cu sine și cu ceilalți. În Geneza citim în capitolul 2, apare căderea în păcat, apare o separare socială, între Eva și Adam deja se văd conflictele, apare o separare de sine cu rezultatul anxietății, rușinii, fricii, apare pentru prima dată frica, rușinea, deci se văd goi. Și modelul lumii, adică cum explică secular, da? Deci cum explică oamenii apariția depresiei în cadrul factorilor psihosociali, ei spun că există multe evenimente care au avut loc în copilărie, se numesc ACE, adică Adverse Childhood Experiences. Am zis un pic despre ele când am vorbit despre traumă. Pentru că lucrurile care se întâmplă în copilărie, abuzuri fizice, psihice, emoționale, sexual, neglijarea emoțională, un membru al familiei cu depresie sau adicție sau în închisoare, să fii martorul la abuzul mamei. Mulți copii văd cum mamele sunt bătute sau cum sunt abuzate de către tați. Pierderea unui părinte prin separare, divorț, moarte. Astea sunt toate cele mai 10, cele mai frecvente evenimente adverse din copilărie care îți cresc foarte mult șansa de a o depresie. Dacă ai peste 4 din cele enumerate, din astea 10, ai șansa să faci o depresie cronică între 40 și 60%. Deci destul de mult. Și ce interesant e că nici nu răspund. Oamenii care au avut în trecut traume de genul ăsta nici nu prea răspund la antidepresive. 95% nu prea răspund. Și sunt multe studii, au încercat să caute antidepresive, dar foarte puține sunt indicate pentru așa ceva. Cel mai important, de fapt, rămâne tot timpul terapia, traumaterapie și psihoterapie. Deci să meargă să discute despre ce s-a întâmplat, plus multe alte feluri de terapii care se folosesc în traumă și ar ști un traumaterapeut să îi ghideze în asta.
Și cum spuneam atunci când am fost și cu soțul meu în emisiune, că dacă nu ar exista traumatizarea copiilor, depresiile ar scădea cu 54%. Deci ne dăm seama Wow. că aproape jumătate din depresii sunt cauzate de câte traume pe care au avut loc deja în copilărie. Lucruri pe care copilul nu le-a putut influența. Ai fost martor sau ai fost abuzat, deci nu ești victimă, ești în poziția de victimă, nu ești în poziția în care îți poți alege atitudinea. Și mai ales copiii nu reușesc să facă chestia asta. Și descria foarte frumos un medic psihiatru creștin, spunea că evenimentele astea negative din copilărie sunt pentru minte cum e infecția pentru trup. Adică intră peste tot și îți dă peste cap întreg sistemul imunitar chiar. Fac foarte mulți dintre ei cu traume în copilărie, fac boli autoimune. Practic te îmbolnăvești și ești afectat în totalitate, până la urmă, doar pentru faptul că ai trecut printr-o experiență netratată corespunzător. Da, asta este foarte greu. Apoi mai sunt alți factori psihosociali, da? Pierderea partenerului, a copiilor, a unui părinte, dacă era într-o vârstă fragedă, o boală, dacă ești bolnav și te limitează în funcționarea ta, boala respectivă, poți să ajungi la depresie. Dacă au avut loc o dezrădăcinare cu pierdere, adică război, uragane, tsunami, deci lucruri care se tot întâmplă, incendii, asta este iară o cauză posibilă, dar de multe ori, după cum ziceam, nu se întâmplă una. Problema e că se întâmplă prea multe odată sau deci sunt un cumul de stresori și cumulul lor, adică mai mulți deodată sau mai mulți una după alta în timp de un an, asta poate să ducă la depresie, de fapt, că nu e un singur eveniment. E de obicei când se adună multe pe capul omului. Și atunci, la un moment dat, e important de știut că, până la urmă, expunerea prelungită la un stres incontrolabil, deci lucruri care se întâmplă cu o furtună, da, un război, sunt lucruri incontrolabile, nu poți să le influențezi tu. Am vrea să stăm pe Facebook și să comentăm, dar nu se poate prin comentarii să oprești un război. Exact. Sau să faci. Și te simți destul de neajutorat în situația asta. Și atunci capacitatea de adaptare la stres, adică a sistemului tău nervos central, scade și apare depresia. Pentru că nu mai se poate adapta la atâția factori de stres. Pierderea locului de muncă, la fel, o cauză. Dar niciodată, asta vreau să zic, le enumerăm, dar nu vor fi niciodată una singură o problemă, vor fi mai multe. Apoi sunt două tipuri de personalități care sunt la risc pentru o depresie. E tipul conștiincios, harnic, responsabil și pe cealaltă parte sunt persoanele acelea foarte pasive, neenergetice, care spreși pentru alții, care nu pot duce poverile, greutățile vieții absolut deloc. Au fost de obicei foarte, foarte protejați de părinți, au fost astea, cum se numește, helicopter moms, adică mame elicopter în jurul Exact. copilului să protejeze. Da, Hai și să vezi, hai să wow. experimentezi, și tu ce înseamnă Da. să fii. Eu văd asta în jurul meu, să știi, și confirm ceea ce zici tu. La un moment dat, copiilor trebuie să aibă și cordonul ombilical tăiat. Știi la ce mă refer? Nu mă refer doar la ceea ce se întâmplă și așa. Relația aceasta părinte-copil, la un moment dat, copilul trebuie să fie lăsat și pe propriile lui picioare, că altfel nu se va descurca niciodată singur în viață. Da. Și oamenii ăștia, din păcate, învață să renunțe ușor și sunt foarte ușor descurajați. Și atunci, exact, deci duce asta la o depresie în timp, dacă ești genul ăsta care așa abordezi tot timpul, toată viața ta. Și un lucru foarte important care l-ai spus și tu este singurătatea, l-ai menționat deja. Ce îmi place foarte mult e că foarte mult se vorbește despre asta în Biblie și Dumnezeu, când a creat lumea, nu a conceput-o pentru singurătate. Clar, a vrut părtășie, a vrut comuniune. Și la noi acum este Vinerea Mare azi. E foarte frumos ce spune Domnul Iisus când era pe cruce, că îl vede pe ucenicul lui Ioan și o vede pe mama lui, amândoi stând lângă cruce. Și e un eveniment traumatic pentru o mamă să-și vadă copilul murind.
Iar Domnul Iisus reacționează la trauma ei, își dă seama că ea se confruntă, atât ea cât și ucenicul, se confruntă cu singurătate, se simt deodată singur pentru că dispare persoana care au iubit-o și de care se atașaseră. Și atunci Domnul Iisus reacționează și spune, femeie, iată fiul tău, și spune ucenicului, iată mama ta. Ceea ce înseamnă că Domnul Iisus vede problema asta singurătății și are și totdeauna soluții. Vrea ca noi în comunitate să ne căutăm unul pe altul și mai ales oamenii care trec prin pierderi și prin traume, să-i căutăm și să învățăm să reacționăm corespunzător la singurătatea lor și la durerea prin care trec, durerea pierderii. Pentru că mi-am dat seama foarte mult sunt copleșiți de durerea din jurul lor și în loc să aibă o reacție corespunzătoare, adică să știe ce trebuie să facă și cum să reacționeze, se retrag sau pur și simplu nu fac nimic din cauza fricii că nu știu ce trebuie să fac în cazul ăsta. Dar cred că e important de știut că până și a fi lângă omul ăla, a fi lângă el fizic și uneori nu trebuie să spui nimic, poți să numai stai lângă el și să fii persoana care îl susține printr-o rugăciune, printr-un cuvânt bun, fără să ai un discurs pregătit. Da, asta Foarte, e. foarte, foarte bine. Ioana, haideți, mai avem 10 minute. Haideți să discutăm puțin și de câteva soluții. Ce am putea face sau ce ne recomand să facem atât pentru cei care sunt în jurul nostru și observăm că trec. Știi că spuneam noi și data trecută că de multe ori oamenii aceștia care trec prin fazele acestea nu sunt conștienți de starea lor sau nu vor să accepte. Nu recunosc câteodată și atunci trebuie puțin ajutați. Ce se recomandă? Ce crezi tu că e cel mai bine pentru o persoană care are poate un început de depresie? Sau ce facem noi? Ce ar trebui să facă persoana respectivă? Te rog. Deci, eu recomand mereu, în primul rând, discută cu cei din jurul tău, pentru că ei pot, de fapt, cel mai bine să te descrie, pentru că tu ești subiectiv, tu pe tine nu o să te descrii și nu o să te vezi exact așa cum ești. Cei din jur văd alte lucruri la tine și văd și când nu-ți merge bine, înainte să-ți dai tu seama că nu-ți merge bine. Deci e important să ai în jurul tău oameni pe care îi respecti și a căror părere le-o și ceri atunci când nu ți-e bine și asculți. Dacă ei îți spun, uite, măi, eu nu cred că ție-ți merge bine acum și cred că ai avea nevoie de ajutor sau cred că trebuie să discutăm despre ce se întâmplă, hai să vorbim cu păstorul, cu vecinii, cu, nu știu, o persoană de încredere pe care o ai. Și să începi să te deschizi și să vezi împreună cu aceste persoane de încredere. Foarte important să fie persoane de încredere, pentru că dacă te deschizi cui nu trebuie, e rău. Am văzut și lucrul ăsta. Din păcate, nu oricine din biserică, nu oricine este de încredere, din păcate. Și e important să ai o persoană de încredere cu care să discuți despre lucrurile care ți se întâmplă. Și cu ei, împreună, să îți dai seama care e cauza, adică dacă uite, nu mă simt bine nici în corp, hai să mă duc la medic. Măcar să-i explic medicului de familie cum mă simt, prin ce trec. Sau un medic de încredere, nu trebuie să fie neapărat medicul de familie, ar fi ideal medicul de familie. Apoi, dacă chiar crezi că ai nevoie de discuții și simți că, uite, ar trebui să vorbesc mai mult despre tema asta sau cei din jur îmi spun, ești prea consumat de anumită temă. Există psihologi, există psihoterapeuți creștini, poți să iei contact cu unul dintre ei sau întrebi pe păstorul tău, uite, cu cine aș putea să iau contact ca să vorbesc, cu niște consilieri spirituali. Și în felul ăsta îți creezi o echipă în jurul tău de ajutorare, adică cei din jurul tău îți vor da feedback-ul, îți dau tot timpul acest sprijin prin cuvinte și prin a-ți căuta și ajutor profesionist, dacă chiar este vorba de o depresie.
Dar și dacă e vorba de un burnout sau de o reacție la stres, până la urmă nu e rău să vorbești cu cineva care e consilier sau coach din asta așa, care e coacher sau trainer sau care e psihoterapeut. Deci, până la urmă, primul lucru te duci să discuți despre problemă și apoi cu timpul oamenii profesioniști, dacă ajungi la profesioniști, ei vor ști să te trimită și mai departe, să zică, uite, cred că e nevoie de o vizită și la medicul psihiatru. Pentru că ei vor ști să facă mai departe triajul, nu să te duci tu direct la medic psihiatru. Adică poți să faci asta, dar de obicei o să-ți spună asta un psihoterapeut sau un psiholog. O să-ți spună dacă ai nevoie de psihiatru. Și apoi un psihiatru tot așa bun și care e empatic și știe să ia omul ca întreg, nu va sări la medicație, adică asta cred că e frica multora, că o să-mi dea un tratament. Nu va sări la medicație decât dacă este chiar nevoie. În rest, se face totul pe schimbare de dietă, stil de viață, discută, poate să fie tratamente naturiste, trebuie exclus totdeauna în primul rând, un medic va exclude cauzele organice, deci va exclude o boală în corp, până să ajungă la diagnosticul de depresie și să spună, stai că asta este problema, există aici o boală și trebuie să vedem ce facem cu ea, pentru că asta îți cauzează și simptomele depresiei. Deci e important să facă asta. Și atunci ai o întreagă echipă în jurul tău care te va susține prin oameni, prin specialiști buni și vei ieși din această situație și chiar vă promit că mulți au ieșit și fără tratament. Dacă ai oamenii corespunzători, oamenii care sunt omul potrivit la locul potrivit, vei putea ieși și fără tratament. Am văzut comunități și biserici care atât de frumos susțin oamenii în depresie, încât chiar nu ajung la tratament. Dar ai nevoie de o comunitate sănătoasă și o comunitate care să reacționeze exact cum ar acționa și Domnul Isus. Pentru că asta înseamnă să fii o comunitate vindecătoare. Așa Da, este. deci. Așa este, Ioana. Recunosc sau practic în ceea ce spui tu, cazuri fericite în care și eu am fost martor la oameni care au fost susținuți, încurajați, pe lângă rugăciunea aceasta pe care fiecare o facem pentru cei din jurul nostru, dar și în față și au fost puși, să spunem, în lumină, li s-a întins o mână. Din toate punctele de vedere, dar am văzut și cazuri, din păcate, în care oamenii au fost ignorați, lăsați, nu au fost contactați, nu au fost sunați, nimeni nu s-a mai interesat de ei și oameni care, la un moment dat, au dispărut dintre noi. Nu în sensul că au trecut la cele veșnice, ci pur și simplu au ieșit din comunitate. Nu s-au simțit partea comunității și au găsit, să spunem, scăparea în altă parte. Din păcate, unii au găsit-o în afara prezenței lui Dumnezeu, pe alte, să-și caute liniștea, să-și caute, să spunem, bucuria vieții în alte părți și asta nu întotdeauna spre sănătatea lor sau spre propășirea lor spirituală, ca să zic așa. Să știi că dacă relațiile în biserici și în comunități ar fi ok, deci relațiile noastre pe orizontală și verticală, adică și cu Dumnezeu, nu ar exista depresia majoră. Episodul ăsta de depresie majoră a apărut mult în ultimii ani. Nu este ceva, deci este ceva relativ nou, nu e ceva ce a existat și pe vremuri și apare din cauza că se cronicizează o depresie și se cronicizează pentru că nu există comunități care să reacționeze conform credinței adevărate și conform Duhului Sfânt, până la urmă, ce cere de la noi Dumnezeu. Dar sunt niște factori care duc la un prognostic prost. O să zic acum scurt, că mă gândeam că acum e important de știut că Te rog. dacă persoana e cu vârstă înaintată, dacă are un istoric de depresie în familie sau de suicide, dacă există un suport, lipsă de suport social, dacă sunt conflicte cronice între oamenii, între el și oamenii din jurul lui, dacă există o dependență de alcool, de droguri sau de sedative,
dacă există o tulburare de alimentație cu bulimia, anorexie, dacă e o persoană dintotdeauna care a fost melancolică sau a avut atacuri de panică, e puțin cu obsesiv-compulsiv disorder din astea, genul obsesiv-compulsiv. Deci factorii ăștia sunt un prognostic destul de prost, adică sunt un semnal de alarmă care ar putea, adică oamenii care sunt în categoria asta ar putea să se ducă chiar direct la medicul psihiatru, pentru că au nevoie de ajutor profesionist din start. Deci asta pot să spun că e important. Da, și cel mai important, asta am mai menționat, relațiile, să nu fie relații toxice în jur, e foarte important, pentru că și la flori, da, nu pui o orhidee într-un pământ de citrice, pentru că dacă în jurul lor sunt oamenii toxici, un om nu va rezista, deci nu poți să reziști într-un mediu toxic. Deci cel mai bine e, și asta a fost întotdeauna sfatul meu, de ce să iei tu antidepresive și tu să ajungi în terapie când de fapt mediul tău este unul toxic? Ești în mediul ăla și îți cauți un mediu în care îți face bine, din toate punctele de vedere, da? Deci spiritual, relațional. Și oamenii, e foarte important ca oamenii să nu se mintă ei pe ei înșiși, da? Să fie sinceri cu ei înșiși, pentru că oamenii care nu sunt sinceri cu ei înșiși, nici nu vor accepta feedback-ul oamenilor din jur. Și da, atunci este greu, e dificil. Dar foarte important de știu pentru comunitățile, pentru creștini, că o tulburare psihică nu este o scuză pentru un păcat. O tulburare psihică nu este un păcat, dar te poate duce la un păcat. Și asta o las așa ca temă de gândire pentru mulți, dar e foarte greșit să clasifici păcatul ca boală, pentru că oamenii nu o să-și asume, atunci nu o să-și asume o responsabilitate pentru că au un comportament păcătos dacă zice e boala mea. Vezi, orientări sexuale, Așa de este. exemplu, da? Deci, cred că aici asta e o idee bună asupra căreia să medităm noi toți din mediul creștin. Pentru că, da, depresia poate să fie o consecință și a păcatului tău, dar sunt foarte multe cauze și multe lucruri care se pot întâmpla și lucrurile astea, până la urmă, cel mai bine eu totdeauna zic, duceți-vă, mergeți la un psihoterapeut sau un psiholog creștin. Cei doi categoriile astea sunt vor ști să discute și să ia lucrurile așa, să despice firul în 14 și o să știe să identifice împreună cu persoana respectivă, dar nu poți să zici din start știu eu că. Pentru că, atenție, foarte mulți păstori care au criticat chestia asta, partea asta, și-au spus că sigur e un păcat sau sigur e doar, are el o problemă în relația cu Dumnezeu. Pentru o parte, eu chiar îi cunosc și câțiva chiar au experimentat, au ajuns ei să facă depresie. Și cred că e important să nu uităm că și Dumnezeu spune că, până la urmă, dacă nu spune că nu o să ți se întâmple, pentru că ai grijă că o să cazi. Se poate să cazi dacă mândria duce înaintea căderii. Dacă tu spui mie niciodată, nu există, eu cred că e un risc foarte cel mai mare acolo. Când zici că mie niciodată nu o să mi se întâmple pentru că eu sunt așa și așa, cred că acolo e cel mai mare risc să se întâmple. Și am și văzut chestia asta. Pentru cei care au crezut, așa a fost greu, dar asta eu cred că e și o dovadă a lui Dumnezeu că îi iubește pentru că i-a lăsat să vadă, să experimenteze asta și totuși să se simtă iubiți de Dumnezeu, în ciuda depresiei prin care au trecut. Bun, Ioana, îți mulțumesc foarte mult. Timpul nostru a expirat, trebuie să ne oprim aici. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta și mai ales pentru contribuția deosebită pe tema acesta pe care am propus-o în seara aceasta cu tine despre depresie. Slava Domnului, cred că am cuprins tot ce ne-am propus la început. Da, Mai sunt multe de așa e. discutat Mai de la și copii, ziceai, să zicem. da, și la nivel, dar cu siguranță o să abordăm și problema aceasta într-o altă emisiune. Îți mulțumesc mult, Dumnezeu să te binecuvânteze, multă Mulțumesc. sănătate acolo, sărbătoare binecuvântată, sunt de fapt sărbători, că sunt unele după altele așa, și să ne revedem cu bine. Doamne ajută, mulțumesc de invitație și Domnul cu noi. Amin.
Stimați prieteni, și de asta vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră, de aici, din studioul Rodoces. Noi vă salutăm și vă spunem la revedere!